Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro, eu sunt Cristi și în tutorialul ăsta o să vă arăt cum puteți să puneți vremea de pe Google, pe care toată lumea o folosește, ca widget pe home screen, să o aveți tot timpul în ochi, să nu mai fie nevoie să intrați tot timpul pe Google să căutați vreme. Știm foarte bine, avem vremea pe Google, unde ne arată, mă rog, prezentarea generală, pe diferite ore, precipitații, vânt, umiditate, da? Și multe altele. Putem să avem același lucru și aici, da? putem să uh, vedem cam aceleași lucruri: vremea astăzi, da? umiditate, vânt, uh, când răsare soarele, când apune, vremea de mâine, uh, vremea pe 10 zile da? și putem să vedem pe fiecare zi, uh, pe parcursul zilei, cum evoluează totul. Uh, este un widget uh, foarte bun care, nu multă lume știe, vine de bază pe telefoanele Android. Haideți să vă arăt cum se pune acest widget, o să-l ștergem acum. Pur și simplu apăsați pe Home Screen, mergeți la widgeturi, aici la widgeturi dați scroll în jos și o să aveți la Google 5 widgeturi. Aveți și aici și de stocuri și de căutare și așa mai departe. Bineînțeles, noi o să luăm pe asta și îl punem aici, alegem aspectul widgetului, avem un widget semi-transparent, e un pic translucit să zicem, unul transparent total și unul opac. Haideți să luăm pe asta transparent și după cum vedeți avem widgetul aici, mergem pe el și vedem aceleași lucruri ca mai devreme. <căt> uneori o să vedeți locația aici că nu este exactă, de exemplu în cazul meu nu este exactă. Sector 4, dar nu știu de ce mi-a Comuna Jilava. Aici avem mâine, vremea de mâine, destul de detaliată, vremea pe 10 zile, da? este foarte simplu. Dacă vreți să intrați în setări, mergeți pe home screen unde a spus widget și apăsați pe butonul acesta. Și aici o să aveți stilul, Exact ce am avut mai devreme, să alegeți widget-ul și, bineînțeles, personalizarea. Putem să personalizăm widget-ul astfel încât să avem mai multe informații pe el. În momentul ăsta avem doar vremea și data, dar putem avea mai multe detalii meteo, alerte, în curând cum folosiți voi serviciul Google și cum sunt toate configurate la voi acolo, profilul de serviciu, comenzi de mâncare și articole naveta, navetă, da, cât mai aveți și așa mai departe, timpul să pleci călătorii și probabil în timp vor apărea multe altele. Este foarte bun acest widget pentru că multă lume s-a obișnuit cu vremea de pe Google caută vremea pe Google și de ce să mai faci asta când deja poți să-l ai. Singura chestie am observat că uneori nu se updatează atât de repede și puteți să vedeți aici temperatura, de exemplu, 5 grade Celsius, dar afară să fie deja 7 grade. Ca să remediați această problemă, pur și simplu dați pe el și imediat va apărea temperatura. Uitați 6 grade aici. widget rămâne un pic în urmă, nu știu exact de ce. Probabil e o chestie pe care o vor rezolva... În, într-un update viitor probabil <coughs> și se va bata și widget-ul și va ține cont de vreme și de tot ce e acolo. Arată mult mai bine, sunt mult mai multe detalii decât pe Google, pe motorul de căutare. Uh, și cam asta este, da? În loc să folosiți alte aplicații, aplicații terțe, puteți să folosiți uh, widgetul ăsta să aveți vremea Google, care, mă rog, nu chiar e Google, e în colaborare cu Weather, uh, dar puteți să aveți chestia asta pe desktop, pe desktop, pe ecranul de home, fără să mai intrați pe motorul de căutare. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!